Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Întâmplarea face ca în această dimineață să fi deschis TikTok-ul și să văd imagini din Giulești, din Crângaș. Mai exact, o doamnă, Elena, a pus pe TikTok, a pus un telefon pe balcon pur și simplu și transmite live ce se întâmplă în fața stadionului Giulești. E bară la bară, tramvai lângă tramvai, mașină lângă mașină, practic tot cartierul este blocat. Nu se mișcă absolut nimic și bănuiesc că treaba asta vine de la închiderea cel puțin a jumătate din podul Grand. Da, ne-am uitat la imagine aici, cât am putut să stăm pe piesă, pentru că nu s-a mișcat nimic. Sunt nici tramvaile nu circulă. Dacă e cineva blocat în trafic în zona respectivă și e pe recepție acum, frate, sunați-ne să ne spuneți de cât timp stați. Sunați-ne chiar acum. 0372069599. Așadar, dacă ești cumva în mașină blocat în zona Giulești, dă-ne un telefon acum și spune-ne de Crângaș. Cât timp stai. Da, în zona Crângaș. 0372069599. Sau dacă te afli cumva în zona Grand, că înțeleg că de astăzi s-a închis complet un sens al de pe podul Grand. Da, practic de asta e. Ia uite, e aglomerat în Crângaș. S-a umplut centrala. Da, 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 ne ascultă multă lume. Hai să luăm telefon. Pentru că sensul spre strada Turda este complet blocat. Înțeleg că s-a dat drumul la reparații. Iulia, bună dimineața. Și dacă ați văzut cumva poliție pentru... Bună dimineața. Bună dimineața. Spune-mi, te rog. Bună dimineața. Eu locuiesc în Chiajna. Da. Am plecat la ora 6:45 de acasă pentru că lucrez undeva la ieșirea din București spre autostrada Soarelui. Da. Da, la 9 fix am ajuns să de-abia la stadion, da, la Giulești, fapt pentru care a fost singurul loc unde am putut să întorc și am luat drumul înapoi spre Chiajna ca să ies în centură, pentru că n-am altă variantă. Deci centura la ora asta e superbă. Da, ești de o oră jumătate în trafic, cel puțin, nu? Nu, nu sunt de o oră jumătate în trafic. 6:45? Sunt de 3 ore, fără, de 2 ore și 45 de minute. Și de mine. Și s-a întors. Și în drum spre înapoi, calea Giulești este complet blocată de la capătul tramvaiului. Complet. Și nu se circulă. Ai văzut poliție rutieră care să dirigeze în... Nu, singurul loc unde a fost poliție rutieră era înainte de stadionul Giulești, când eram pe sensul invers, și a venit să deblocheze pentru că se făcuseră deja 3 benzi și nu mai circula tramvaiul invers. Era și contrasensul tramvaiului blocat. Și mulțumesc. Abia acolo au venit 2 polițiști să deblocheze ca să poată circula tramvaiele. Dar în rest nu am văzut niciun echipaj. Mulțumim, Iulia. Sincer, nu știu ce să spun. Eu pe... în situații de-astea aș lăsa mașina, m-aș caza la hotel, pe cuvântul. În Crângaș și acolo, pe toată bucata aia cu tramvaiul, metrou ușor, cum a zis Traian Băsescu atunci când a făcut, da, nu se poate întoarce, are dreptatea Iulia, adică da, acolo ești blocat, Doamne ferește de o catastrofă, rămâi acolo. Andreea, bună dimineața! Bună, Andreea! Andreea. Bună dimineața! Bună, unde ești? Eu sunt acum chiar pe șoseaua Virtuții, da, în dreptul la Universitatea Politehnică. Da, asta e în zona mai spre Lujerului, încolo. Este exact următoarea stradă, să zic, lângă Splaiul Unirii, da, următoarea stradă care vine de la Podul Grand. Deci, uh-huh, practic, sunt pe partea exact paralel cu Podul Grand, între podul și Lacomorii și Basarab. Deci eu între, cât, nu știu dacă e o stație de metrou sau, da, nu știu cât să zic, 2 stații de mașină. Am înțeles, cum e traficul? Eu stau aici de la ora 8:25, cred, încă n-am ajuns la mijlocul dintre stații, deci eu n-am făcut decât o stație, practic. De o oră? Deci o oră și acolo un sfert. Mamă, da, mie mi se pare inadmisibil. Deci între podul Basarab, deci eu acum mă intersectez cu podul Basarab și vin de la Lacul Mori. Deci nu mai între poduri, atât. Da, ține Andreea, Daniel, imediat. În octombrie, la scurt timp după ce au început și facultățile, când se strică vremea, când e mai rău cu putință să te apuci să reconsolidezi podul? Adică doar dacă era pericol iminent de prăbușire constatat ieri. Se justifica, da, să Liviu, bună dimineața. Bună dimineața, Liviu. Bună dimineața. Sarul, bună dimineața. 2 ore jumătate din Chiajna până la maternitate Giulești. 2 ore jumătate, băiatule. Dezastru, pur și simplu nu se înainta deloc, lumea nu mai avea răbdare, se mergea pe contrasens, pe banda opusă de circulație, tramvaile erau blocate de mașini, stăteam și ne uitam unii la alții. Poliție?
nicio mașină de poliție, o singură mașină de poliție locală care se ducea undeva dinspre Giulești, nu știu ce căuta. Și sub podul Grand este iarăși dezastru. Pur și simplu am încercat toate rutele ocolitoare de le știam, totul este blocat. Țin pumnii. Stella. Mulțumim. Stella e și ea cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața, Stella. Bună. Bună dimineața. Eu sunt acum în zona Gării Basarab și am luat calea Giulești din cartierul 16 februarie la ora 7 eram. 7, pe 9, calea jumate. Giulești. Și acum sunt abia la Gara Basarab. Aici am văzut un echipaj de poliție. Da. În rest, calea Giulești blocată pe ambele sensuri. Mm-hmm. Înspre stadionul Rapid era o coadă de 4 mașini paralele. Cu tramvai, da, așa se circulă. Mulțumim foarte frumos. Mulțumim. Da, spune. Am primit un mesaj ca să vă arăt că nu i-ar fi lăsat CFR-ul să lucreze la pod, că era un pericol trenurile. Ok. Eu nu reușesc să înțeleg acest lucru. Ok, bun, trebuie făcut o reparație. Ea începe când se termină toate procedurile, asta e viața, n-ai încotro. Bun, dar cât de greu e totuși să prevezi faptul că dacă închizi jumătate dintr-o arteră atât de importantă precum podul Grant, o să se creeze, o să apară probleme în trafic. Cât de greu e să anticipezi că dacă vine ploaia, se știe de câteva zile că începând din noaptea asta în București urma să plouă, să fie vreme proastă. De ce nu poți să prevezi lucrurile astea? De ce nu poți să comunici? Toată săptămâna trecută primăria trebuia să comunice, să spună fraților, să fie nasol. N-avem încotro. Ce-l costa pe domnul primar general sau pe oamenii de la primărie care se ocupă de asta să fie ieșit, să fi făcut o conferință de presă, să spună, fraților, lăsați-vă mașinile acasă, încercați să mergeți cu mijloacele de transport în comun, o să fie nasol, o să fie nașpa. Faceți, gândiți-vă să luați în piept traficul și gândiți-vă să ușurăm cu toții, pentru că o să fie nasol. Se închide o parte din podul Grant, o să plouă, o să fie condiții dificile. Nu există nicio comunicare. Oamenii spun, am văzut un echipaj de poliție colo-colo. Chiar e atât de greu să prevedem lucrurile astea? Și pentru că v-am făcut curioși, n-am spus care este contul de TikTok. Dacă vreți să vedeți imaginile despre care vorbim, e un cont pe TikTok, se numește Elena. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.